În drumul nostru de viață, regulile de circulație ne ghidează pas cu pas. Elevii clasei a doua de la instituția publică Liceul Teoretic Matei Basarab au învățat acest lucru într-un mod interactiv și distractiv, prezentând cântece, poezii și scenete care sublinează importanța respectării acestor reguli într-o manieră accesibilă și memorabilă. Ești roșu, stai cu minge, vin mașini, rămâi așa, ce-ar izbida că ce? Pe asfaltul din șosea tot mai verde, mai așteaptă până numeri la 30. Va fi iar cu oarecare de semnalul ca să trec. Roșu înseamnă stop, stăm puțin pe loc, putem să cântăm fără să traversăm. Roșu, avem verde, azi învățăm, corect să traversăm. Chiar în stradă? Stați, mei frați, o să fiți accidentați. Trec tramvaie, biciclete, mașini, mașini, motociclete. Ore bună și frumoasă, să jucăm în curtea acasă. În urma acestei experiențe, elevii au împărtășit gândurile și impresiile lor despre activitate. Au evidențiat numerele artistice care i-au învățat lecții importante despre respectarea în trafic. La această activitate mi-a plăcut cel mai mult să opresc ieduțul cel mare și cel mijlociu, să nu mai nimerească în accidente. Eu am avut rolul ieduțul cel mijlociu. După această scenetă, elevii trebuie să știe cum să circule și să nu aibă accidente. Mi-a plăcut cel mai mult cum noi cu toată clasa am cântat cântecele. Cel mai mult mie mi-a plăcut că am primit diplomă. În timp ce elevii și-au împărtășit gândurile lor, diriginta a adus în discuție motivul organizării acestei activități. Această activitate la care ați fost astăzi prezenți s-a sondat cu niște proiecte educative realizate de către copii acasă, în familiile lor. Tematica a fost reguli de circulație. De ce reguli de circulație? Deseori copiii sunt implicați în accidente rutiere. Ne-am dorit ca acest lucru să nu existe și de micuți învățăm copiii să fie atenți la stradă, să cunoască regulile de circulație, pentru că fiecare semn rutier până la urmă transmite un mesaj. În luna decembrie, Școala Auto din orașul Basarabeasca a împlinit 50 de ani de activitate. Noi am fost invitați cu un spectacol artistic la această activitate și domnul Oleg Cojocaru, reprezentant al Uniunii Conducătorilor Auto din orașul Chișinău, le-a oferit cadou clasei noastre un televizor color, care ne va ajuta pe parcursul orelor să realizăm ore mult mai interesante și mult mai atractive. Ca oaspeți de onoare au fost invitați reprezentanții școlii auto, poliției rutierii și ambulanței. Aceștia au apreciat munca elevilor și au venit cu câteva sfaturi valoroase pentru siguranța în trafic. Fiecare e dator să apeleze la 112, ca apoi să excludem victime. Nicătând la faptul că încă sunt micuți, au depus foarte mult efort. Fiecare participant la circulația rutieră trebuie să fie atent și prudent. Regulile circulației, cum a spus și doamna Ala, trebuie să le cunoască oricine, pieton care trece, fiindcă astăzi viața omului are prioritate. Și eu cred că mesajul acestei activități va ajunge în fiecare casă, în fiecare familie și vom fi în afara oricărui pericol rutier. Și aș vrea să mulțumesc părinților care s-au implicat, familiilor care au lucrat atât de minuțios la acest proiect și au înțeles că familia este un partener foarte serios la ziua de azi cu școala.